Aveți două variante. Ce face Andrei în momentul de față? 1. Mănâncă pizza sau 2. Mănâncă pizza și stă pe canapea. Ha, care va fi varianta câștigătoare de data asta oare? Sincer, chiar mi-e frică să aflu. Ha, dar hai totuși să vedem și... Oh. What? Oameni buni, nu e niciuna din variante, pentru că doar stă pe canapea și nu mănâncă nimic. Andrei, ce faci? Bine, mă uit la pești. A, regele, ce pot să spun? Un clasic. Bine, hai, nu te deranjez. Pa! Bă, stai puțin. Ce vrei, mă, Andrei? Ce vrei? Vino. Ce? Trebuie să vină un colet. Așa, și foarte bine să vină. Eu personal îi dau voie să vină. Hai, ne mai auzim. Pa! Poți să-l iei tu, că mă uit la peștele auriu. Te rog! Ce înseamnă peștele auriu? Așa se numește episodul, nu știi? Nu știu. De ce ar trebui să știu în primul rând? Păi e cel mai important episod, bă, te rog. Bine, mă, hai că-ți iau eu coletul. Aoleu, frate. Bă, zi măcar mersi. Andrei? Zi măcar mersi. Andrei, ce ai, ești bine, ți-e rău? Andrei! Sunt supărat. What? Ai, mă, dar de ce e supărat? Ce s-a întâmplat, Andrei? Am început clipul de un minut și ceva și nimeni n-a dat like până acum. Oh my god, frate, pe bune. Da, asta într-adevăr chiar e destul de ciudat. Așa că stai liniștit, Andrei, gata. Acum a dat toată lumea like, e ok, te asigur eu. E bine, nu mai fi supărat. Wow, frate, da, ce pot să spun. Bă, a ajuns coletul. Aolo, bă, frate, și puneam și eu aici un clip pentru silențioși. Aolo, hai repede. Mama, ar face bine să fie un colet de pe aici, în pugros, să fie 3000 de ursuleți ca să merite deranjul. Da, bine, ok. Hai, mă, să vedem, ia. Opa, ia vezi aici colet și... Mă, ce? Nu se poate așa ceva, nu se poate. No! Bă, bă, băiatule. Bă, Andrei, ce faci, mă? Nu te uitai la pești sau ceva? Hai că s-a terminat la fix episodul. Bă, Andrei, ok, ai comandat ceva, un colet, nu știu ce e în interior. Bă, da, și un calculator cu două monitoare și tastatură și mouse, mă. Era la ofertă cu coletul și mi-a dat reducere la calculator. Adică tu ți-ai cumpărat un colet și ți-a dat și un calculator, sau cum? Da? Păi și, de curiozitate, cât a fost calculatorul? Păi să vezi, 3500 de euro! Și coletul cât a fost pe care voiai să-l iei inițial? 1 euro. A, eu zic că merită, clar. Finai tu să fii! Ok, Andrei, spunem că ce e aici e cea mai tare chestie ever la 1 euro. Spunem că cu 1 euro ai cumpărat efectiv o chestie atât de genială încât să fiu șocat pe viață. E tare rău! Ok. O să te ajute la clipul de azi? Ce? What? Mă ajută la clip? O să fie tare rău? Ok, pentru 1 euro sună promițător. Păi hai să vedem ce înăuntru. 3, 2, 1, bam! Mă, ce? Un chest? Ok, păi și ce? What? 2 liduri? Nu, bă, vezi că nu știi nimica. Păi și atunci ce-s astea? Sunt chiori, ce sunt? Sunt 2 cătuși. Cătuși? Cătuși? Ok, păi și pentru ce, mă rog, avem noi nevoie de o pereche de cătuși? Sau, mă rog, 2. Am văzut eu undeva un challenge în care 2 prieteni erau legați 24 de ore și mi-ar plăcea să facem și noi. Ce, bă? Să fiu legat de tine? Cât, mă? 24 de ore. Doamne ferește. Bă, în primul rând, ăia erau prietenii. Noi nu știu ce suntem, niciun caz prietenii. Păi cum? Păi uite așa simplu. Oh my god. Andrei, știi ce s-a întâmplat ultima dată când am încercat să fim prieteni buni, nu? Nu mai știu. Păi hai să-ți aduc aminte de faza de acum 2 săptămâni. Bă, Andrei, ce căutam aici pe vârful ăsta? Așa sunt prietenii, mergem în aventuri extreme rău. Ai de capul meu, cine m-a pus să fiu prieten cu tine? Ajutor! A, gata, mi-am adus aminte. Da, mă rog. Păi, dar totuși e pentru clip, adică... Bă, Andrei, deci dă-mi un singur motiv pentru care aș vrea să fac challenge-ul ăsta. Și anume să fiu încătușat de Andrei 2010 cu cătușele timp de 24 de ore. Adică să fiu legat de tine 24 de ore. Dă-mi un motiv, unul. Bă, da, unul bun. Păi, pentru că suntem prieteni, altul. Pentru abonați, nu te gândești și tu? Doar ia gândește-te la abonați cât de mult o să iubească clipul. Ah, Andrei, de ce de fiecare dată trebuie să... mă iei cu abonați? Bine, mă, bine! Hai, accept! Yay! Ah, asta o să fie greu. Bă, stai, bă!
Stai, ușor! Păi cum adică ce fac? Pun cătușele să începem, nu așa am vorbit? Ah, da, bine, ok. Wow! Gata, suntem legați? Ia, 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 du-te puțin în spate. Ia, mergi, oh, what? Mă tragi pe mine cu tine, lol, bă! Ok, păi și Andrei, întrebarea mea e, de ce am început din baia acest challenge? Că aveam nevoie urgent la toaletă. Aaaa, nu la baie! Aaaa, 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 dar nu pot să alerg repede. Stai, bă, că am nevoie la baie! Aolo, ajutor, ajutor! Aolo, mamă, dar Andrei vine după mine oriunde. Da, deja nu mai place challenge-ul ăsta. Da. A, bă, cât mai ai? Taci, că ai rândul meu acum! Bă, parcă e destul de interesant challenge-ul ăsta, adică tot ce facem este să stăm pe canapea să uităm la pești, nu? Adică, bă, destul de interesant dacă mă întrebați. Eu ți-am zis, bă, chiar e tare, sincer. Ah, bă, dar parcă, nu știu, parcă mi-e așa puțin fomică, știi ce zic? Parcă aș mânca și eu ceva. Da chiar, bă, pizza asta din buzunar e de 5 zile, dar n-are gust, bă, așa bun. Eu de 5 zile! Ia-o de aici, pleacă! Aolo, mamă, că plec de aici! Mamă, firai tu să fii... Da, am uitat că vine după mine oriunde. Păi bă, Andrei, hai să mergem la... mall! Da? Ok, haide, hai să luăm mașina din garaj, haide, vino! Vino, Andrei, haide! Da, nu știu cum o să funcționeze asta. Bă, am o idee! Nu sună bine. Tu ții volanul și eu schimb vitezele! Aoleu, bă, Andrei! Asta nu-mi plăie așa bun! Cred că o să... Bă! Bă! Oh my god, Andrei! Mamă! Bă, Andrei, efectiv... Nu, mașina! Uită-te și tu! Mașina, bă! Mai, pe cine avem noi aici? Ce faceți, dragilor? Este miezul nopții! Ce căutați în pădure? Andrei, nu pare să fie noapte în primul rând. Fugi. Fugi la mașină! Andrei, repede! Urcă! Repede! Oh my god, bă! Ce se întâmplă? Andrei, tu vrei să spui mie că am venit la mall ca să iei o pereche mai nouă de cătușe? Adică uite-te și tu, astea chiar mă strâng! Uite-te la mâinile noastre! De ce a fost necesar așa ceva, Andrei? De ce? Păi am luat cătușe serioase dacă tot facem challenge-ul ăsta, că aia era o sfoară. Da, mă cam strâng astea. Păi hai să mergem primul ăla, atunci să vedem ce luăm, nu? Adică, hai să vedem ce ar trebui să luăm din mall-ul ăsta. Aolo, dar bă, de-abia merg efectiv cu cătușele astea. Ia că fug eu de el. Hai să mergem să mâncăm o pizza la Lucas, Andrei. Că bă, planul tot aici e, bă, mâncarea adevărată. Hai să vedem. Ce zici, mă, Lucas? Salut, ce mâncăm azi? Ce mâncați azi? Bun, da, te-ai adresat foarte bine. Pentru că, Lucas, noi suntem legați de mâini 24 de ore și practic trebuie să mâncăm aceeași chestie, Andrei. Așa că vrem amândoi o pizza mare margherita, te rog frumos. Pizza Andrei 2010. Ce pizza Andrei 2010, mă? Nu, pizza margherita să fie. Ba nu! Ba Andrei, pizza Andrei 2010. Două secunde, Lucas. Ba, tu lauzi, mă, că mâncă ce vreau eu! Nu, mâncă ce vreau eu! Ba, ce vreau eu, am zis! Ba nu e, challenge-ul meu, mă, ce vreau eu! What, challenge-ul tot e la mine pe canal! Nu mă interesează! Andrei? Da, o pizza Andrei 2010 să fie! Ba nu! Deci, până la urmă, ce să fie? Ok, bine, știi ceva? Mă dau bătut, ia ce vrei tu! Andrei, nu e puțin ciudat că stăm așa în restaurant și mâncăm pizza? Adică suntem cam apropiați, știi ce zic? Păi și cum altfel vrei să mâncăm? Bă, da, și asta e destul de real. Aolo, și trebuie să mănânc eu acum pizza Andrei 2010. Fix pasta de nu o suportam eu, că nu mai... Aolo. Ce bună e. Ia uite-l pe ăsta. Bă, Andrei, nu mai plescăi, că ești fix în fața mea. Mănâncă cu gura închisă. E, na. Doamne, nu mai subor challenge-ul ăsta. Da, nu cred că e o idee foarte bună să mergem la Dorel, sincer, la carturi în condițiile astea. Dorel, ideea e în felul următor. Explică-i tu, Andrei, ce se întâmplă. Mi-e prea greu să explic. Deci facem un challenge și suntem legați de mâini cu cătușe. Da, și ce vrem noi, Andrei, acum de la el? Să luăm niște carturi să le întrecem. Da, cam asta e problema. Nu știu cum o să fie așa ceva posibil în primul rând. Stai o secundă, și cum aș vrea să vă dau eu carturi în condiția asta?
Andrei, a fost ideea ta, deci explică-i cum ar trebui să fac asta. Păi să mergem unul lângă altul și nu o să se întâmple nimic rău. Oricum, eu sunt un șofer bun cu experiență. Da, Dorel, nu știu ce să... Adică, da, și eu sunt de acord într-un fel, dar să știi că a fost ideea lui Andrei mai mult. Wow, trebuie să recunosc că în toată cariera mea nu am avut niciodată niște clienți ca voi doi. Sunteți unici. Da, nu știu ce să... Mersi, Andrei, nu cred că unici în sensul bun neapărat. Wow, ok, și dacă se strică ceva, cine plătește? Da, în legătură cu asta. Bă, sincer, nu știu, Andrei, cine plătește? Silent! Ba! Mai ușor! Mă trage după el! Oh my god, Andrei! Asta nu e de bună, nu e de bună deloc! Andrei, mai ușor! Aolea, se rup cătușele! Mai ușor! Stop, Andrei, stop! Ce faci, bă? Oh my god! Bă! No, ok, oameni buni! Aolea! Oameni buni, asta nu o să se termine bine! Ajutor! Doamne, cine se mai bagă în challenge-urile astea? Sunt tras de Andrei cu cartul! Hai să mergem spre școală, Andrei! Mamă, dacă mă mai duc și Ioana... Alexandra, uite-te la ăștia doi! Sunt legați amândoi de mâini! Ce vor... Alexandra? LOL! Mă, Andrei, cumva au râs de noi? Cumva râd de noi, fetele? Cred că da... bine, pa! Locul challenge-ul tău, Andrei, că râde toată lumea de noi acum. Oh my god, haide la școală, Andrei. Haide că 100% la școală o să fie mai bine. Ba, ce faci? Ba, trece cu a... Ba, ce faci? Ba, Andrei, ce faci? La dulapul meu. Păi da, eu vreau la dulapul meu. Ce faci, mă, trage-o? Ba, Andrei. Hai să decidem pe rând. La ce dulap mergi mai întâi, la al meu sau la al tău? La al meu, normal. A, bine, hai să mergem, hai la altul. Ba, nu, mergem la al meu! Hai să mergem, dar vino aici, Andrei, aici vino, așa. Dozatorul de mere. Bă, nu aici, nu-mi plac merele, ba da, vino aici. Hai să vedem, ia. Ia, minu. Ce-ai făcut, mă? Gata. Nu, dar acum vreau eu în cantină. Bă, stai, de ce mă tragi? Nu mai suport challenge-ul ăsta, e oficial. Bă, Andrei, crezi că e o idee bună să facem asta cât timp suntem legați la mâini? Da, logic. Ok, hai să vedem. Da, nu cred că a fost o idee foarte bună să jucăm fotbal legați la mâini, Andrei. Efectiv, mi-am rupt tot. Tu cu ideile tale inteligente, cum ți-a venit, mă, ideea asta? Cum a putut să-ți vină așa ceva prin cap? Și eu mai deștept că am acceptat, adică și eu, da, într-adevăr, adică și eu, cel mai deștept om că am acceptat. Doamne, cine să mai bagă vreodată cu ideile tale? Am crezut că o să fie amuzant. Cum o să fie, bă, amuzant? Explică-mi, cum ar fi putut să fie amuzant? Că eram ca prieteni acolo împreună și făceam chestii nebunești. Nu se poate așa ceva. Măcar bine că l-am pe Barney, frate. Că dacă nu l-aveam să-mi țin aici de urât, Doamne, cred că cu tine mă nebuneam efectiv. Bă, eu l-am uitat acasă pe al meu. Păi, și ce să-ți fac? Păi și Andrei, acum cu toată chestia asta, gen și cu spitalul și așa, mă gândesc că e gata challenge-ul, nu? S-a terminat. Nu. Ce, bă? Bă, unde suntem, Andrei? Stai, mă, că de-abia am ieșit din spital. Stai, unde? Bă. He. Level 1, mă, ce? No! Nu-mi spune. Bă. Oh my god, Andrei, nu poți să faci așa ceva, nu! Orice, dar nu asta, te rog! Să înceapă distracția. Bă! Mă atragi pe mine, ajutor! Andrei, nu din nou! Nu, te rog, nu faci asta, te rog! Bă, mai gândește-te odată, gândește-te că putem să ne rănim, adică e totuși un doper, e ceva gen... nu! Bă, dar chiar! Ce? Nu! Andrei! No! Bă! Ok, asta a fost destul de bine. Hai să nu mai facem asta niciodată! Ba da! Oh, no! Andrei, te rog, nu! Andrei, te rog, nu! Te rog, eu nu! Te rog! Ba da! Nu, Andrei, te rog, nu! No! Oh my god! Mamă, și dacă ratează, el rate și eu că suntem legați! Aolo, Doamne, challenge-ul ăsta clar nu-i făcut pentru mine. No, cred că mai bine mă culc. Noapte bună. Așa că, noapte bună.
S-a culcat și Andrei, că e legat cu cătușe, gen. Bă! Nu te mai culca! Bine, mă, hai, mă, trezesc, gata. În sfârșit e seară, mamă, ce somn mie, bă, hai să... Bă, de-abia aștept să mă culc, efectiv, că nu mai îl suport pe Andrei, efectiv, cu challenge-ul ăsta. Bă, ce fac? Bă, păi vino, mă, încoa, ce faci, bă? Alo? Bă, alo, vino, mă, aici! Bă, ia stai o secundă. Stai. Andrei, dacă... Păi, cum facem? Bă, tu realizezi că dacă noi încă continuăm challenge-ul ăsta, practic... O să trească să dormim amândoi în același pat? No! Bă, nu, nu, stai. Wow! Nu pot să cred, în sfârșit, liber! Yay! Bă, Andrei, în viața mea nu mă mai bag la vreun challenge de genul. Doamne, în sfârșit, mamă, ce bine îmi simt mâinile. Pot să alerg, pot să... Dar ce? A fost distractiv. Da, a fost distractiv. Cumva ai vrea să dormim amândoi în același pat? Vrei să continuăm acest challenge? Nu. Da, asta ziceam și eu. Bă, frate, ce challenge. Ar trebui să mai facem chestii de genul. What? Ce s-a auzit? What? O fantome! What? Lumina! Ok, cred că următorul challenge bântuiți 24 de ore. Da, în orice caz, sper să nu mai facem challenge-uri de genul niciodată.